Eu nu țin minte foarte clar de câte ori i-am bătut. Ce, și nu e chiar lucru normal pentru o mamă. Nu știu, nu vreau să fiu atins, vreau să fiu lăsată în pace. Unul din 10 copii din Republica Moldova sunt victime a violenței. La sfârșitul anului trecut, Ministerul Muncii și Protecției Sociale raporta că doar 783 de copii au fost supuși violenței. Spun doar pentru că nu toate cazurile ajung în vizorul autorităților. Bătaie e ruptă din rai, eu te-am făcut, eu te omor, sunt doar câteva fraze cu care părinții agresivi justifică violența și o încadrează într-un proces normal de educare a copilului. Istoria Dianei și a Marinei ilustrează perfect cât de mult se poate deteriora relația dintre copil și părinte când ultimul este agresiv cu bune intenții. Am trăit într-o zonă care era toată înconjurată de sârmă ghimpată și că soldații patrulau și că noi cumva nu aveam acces la lumea exterioară. Dar eu cred că am avut o copilărie fericită în general, mai mult pentru că ai mei părinți erau preocupați și implici și respectiv noi puteam să hoinărim și aveam un soi de mahalaua noastră. Mie îmi plăcea să petrec timp afară pentru că în contrast, în casă era mai puțin confortabil. Mama mea s-a căsătorit, considerând că se căsătorește din dragoste, împotriva voinței bunicii mele. A crezut că tot a să fie bine, eu m-am născut după 3 ani lor de căsătorie și tatăl meu fiind cu 10 ani clar că mai mare și mama mea cu 10 mai mică și fiind o femeie foarte frumoasă, s-a început gelozia. Tatăl meu mai servea câte un pahar, pe urmă s-a început bătăile, adică violența în familie, nu pe noi. Noi doar eram bătuți doar de mamă, eu mai am un frate. Atâta ce am văzut că mama a fost foarte des maltratată, bătută. Și mama mea, devenind deja logic, nervoasă, mereu pe stres, mereu doi copii, bunica mea bolnavă încă acolo, toată furia și nervii câteodată și arunca poate pe drept, poate pe drept, eu nu învinuiesc, că deja ne-au trecut, Dumnezeu să o ierte, ea de multă e moartă. Și zvârlea pe noi, dar mai mult pe mine. Mama mea nu striga, mama mea deodată lipea. Eu am mai avut și strigătul ăsta pentru că eu lucram numai cu efectiv, numai cu bărbați și mai strigam la efectiv, automat, acasă, tot așa, așa ducem în familie. Clar că dacă eu am avut modelul ăsta, eu n-am avut alt model de educare a copiilor. Cercetările care au fost făcute în America, în penitenciarele din America și s-a depistat că majoritatea sau 80% din deținuți, bărbați, au suferit în copilărie abuz din partea părinților. În cazul fetițelor, de obicei, se manifestă ca rol de victimă și la maturitate, de obicei, fetițele care au crescut în familii cu violență vor fi victimele soților lor sau victimele șefilor lor, indiferent de gen, ce gen are șeful, da? Noi suntem ambele născute într-o țară în care așa funcționează, asta face violența față de copil, o palmă la fund când n-ai ascultat, este cumva un element al procesului de educare a copilului. Asta înseamnă că noi suntem cetățenii unei țări în care toți ori fie sunt victime, fie sunt agresori? Cred că da. Și în dependență de context, chiar și cei care o să ne privească, eu îi invit să-și pună întrebarea față de cine, în ce circunstanțe sunt victime și unde, în ce circunstanțe sunt agresor. În copilărie, când ești, părinții te bat sau strigă, parcă devine o normalitate. Tu nu știi că există și alt fel. Da, ți este inconfortabil, dar asta este normalitatea cu care te obișnuiești. Nu țin minte să fii povestit cu prietenii noștri că iată, nu știu, m-a bătut mama, dar se auzea, nu știu, cumva era un orășel unde toate lucrurile astea se știau. Noi cunoșteam că părinții unora sunt mai lejeri, mai permisivi și într-un fel ne doream și ai noștri să fie așa. Știam la cine părinții sunt mai duri. Dacă mai aud o voce, eu o să las crânciul. V-ați dus în casă la mamă, dar și gura nu vă mai aud. Clar?
toată lumea știa că tatăl meu e o pânică caldă, la cât e de blând, și că mama așa e mai dură și că mai mână de fier. Aici suntem din 98 și în unitatea asta mie mi s-a propus o funcție importantă, unde deja și soțul meu, doar tot militar, ofițer, adică... Dar soțul meu era nu carierist, el era mai mult familist. Și de copii, ambele fete, mai mult se ocupa clar că soțul. Eu veneam, ele dormeau, eu plecam, ele dormeau. Putem să le trezesc dimineața cu arma, ele să trezească și să găsească arma lângă ele, că eu eram pe alarmă, repede să le împletesc, să le gătesc, să le trimit la școală. Nervozitate, nervi, am început să strig, clar că tot mai mult am început să mai lipesc. Și nu e chiar lucru normal pentru o mamă asta. Eu conștientizez deja la o vârstă încoace, când am născut a treilea băițel. Noi ne ducem la școală, nu avem transport public aproape de casă și era un transport organizat și era un șofer, un soldat și un superior, da, din armată care venea cu noi în acel transport și persoana respectivă odată a întârziat. Și a venit domnul ăla, eu nu tare ne amintesc asta, eu țin minte imediat ce a fost după și se pare că eu, da, i-am zis că dumneavoastră întârziați, că noi am așteptat și că nu este corect și, deci, istoria e că eu l-am numit într-o oarecare fel, care i-am spus, ești un prost sau I don't know, ceva de genul. Și eram clasa, nu știu, cred că a doua sau a treia. Și eu am venit acasă, așa de parcă nimic nu s-a întâmplat. Și mama mea era în cazarmă, da, pentru că acolo își făcea serviciu militar. Și eu ce țin minte, spustez partea mea a istoriei, că ea a venit în casă foarte și foarte enervată. Ea când era furioasă, când era calmă un pic, era ciudat, dar când era furioasă, chiar... cea mai făcută amintire și eu o intrat și o strigat. Eram eu și sora mea. Cine l-a numit pe Xulescu, nu să spun numele de familie, e prost. Eu, pe cuvânt de onoare și acum țin minte că n-am înțeles, n-am deslușit ce a întrebat. Dar cumva ea știa că sora mea mai mare era mai cu minte și n-ar fi putut ea să facă asta și s-a uitat la mine și deodată mi-a dat una peste față și mi-a umplut sângele. Și mama ulterior s-a dus și a strigat la toți ei acolo în cazarm când, știi, avea nevoie să vină asta să-și o atenuieze. Și am venit acasă și m-am îmbrățișat și o ceru scuze, dar eu nu știu, nu vreau să fiu atins, vreau să fiu lăsat în pace. Analizând, vedeam că era doar o prostie care o putem să o rezolvă fără să ridic mâna, că eu nu le băteam cu varga, cu coraua, cu... eu cu palma, putem să dau așa una peste gură, ori la fund, dar era lucruri care nu trebuiau să fie. Eu conștientizez asta și nu mi-e rușine să spun. Eu nu țin minte foarte clar de câte ori i-am bătut. Mama mai mult avea partea asta de... mult vorbea și ne ținea morală și ne spunea tot felul de chestii care câteodată venea să-i spună, bine, iar de una. Și eu să înțeleg ce am de făcut decât să mă ucis psihologic. Am plecat psihotare, soțul meu ieșit la pensie și au rămas cu 4 copii, vă închipuiți, 3 fete și un băiat. Fetele de vârstă taman, într-o vârstă critică, unde aveau necesități și ca fete, care trebuiau mama numai decât să fie. Eu am plecat psihotare pentru că era criză financiară strașnică și atunci, fiind departe, eu am stat foarte puțin un an de zile pentru că dorul de ele și dorul de copii, de familie, nu că m-am mașinat, m-a nenorocit. Și eu am decis că nu, eu nu vreau ca ele să crească așa, cum am crescut eu, cum ajungeam la momentul când spuneam că nu mai vreau să văd pe mama mea, nu mai vreau să aud de ea. Mama ne suna o dată pe săptămână și de fiecare dată plângea. Eu țin minte numai că am plâns mult când ea a plecat. Și nu chiar țin minte, ei mi-au spus. Și asta poate sună ciudat, dar nu țin minte să-mi fi fost foarte dor de ea. Eu cu tata am stabilit așa o relație că el atât de bine o relaționat cu noi că eu mereu mă temeam că o să-l dezamăgesc. Și asta pe mine mă motiva ca să fiu la fel de bun cum eram înainte. Adică
Acum să te uiți, nici nu ai nevoie de strigătele alea ca să fiu bună și să am performanță. Și fiind acolo, eu într-o zi m-am așezat și am scris o scrisoare foarte, foarte lungă la fetele mele, ca un fel de, așa cum te-ai mărturisit înaintea unui preot, sau un fel de confesiune, nu știu cum spun, dar eu mi-am cerut iertare pentru tot ce a fost în copilăria până la vârsta asta. Le-am spus că eu n-am avut dreptate și eu promit că niciodată, nici cât de strașnic n-ar fi și cine ar face el, eu mai mult nu mai pun pe el niciun deget. Și chiar s-a ținut de cuvânt. Și țin minte că ea, când a venit peste un an și patru luni, cred că starea asta de zemă a ținut-o vreo săptămână, că era dor de noi și ulterior iată mama ce avea. Și în timp o scăpa de asta, da, în ultimul an, dar cât am crescut era foarte acut, reproșurile. Când am ajuns adolescente, ea tot ne le punea pe tavă și eu odată i-am spus că, dar eu nu te-am rugat, eu nu te-am rugat nici să mă naști, eu nu te-am rugat să-mi dai aceste oportunități, nici ele nu întrebă, asta a fost decizia ta. Și Diana, la un moment dat, deja a crescut și a început a prinde ură. Clar, și logic eu înțeleg, dar ea nu spunea pentru că de frică, nu, normal că nu spui. Ura asta s-a extins cu vârsta. Când m-am întors înapoi și am început cariera din nou în armată, eu mă gândeam că trebuie să ajung la pensie și așa mai departe și eu, pentru mine era important serviciu. Eu automat că mi-am cerut scuze și nu le mai băteam și nu le înjosam și nu mai facem, dar timp pentru ele nu aveam. Chiar nu aveam timp. Cum închidem rănile, cum rezolvăm sau cum reparăm aceste greșeli din trecut și cine trebuie să facă primul pas? Primul pas trebuie să-l facă cel care are mai multe resurse, pentru că este vorba de resurse. Abilitatea asta de a ierta nu este despre a uita. A ierta înseamnă a-ți argumenta în interiorul tău de ce s-a întâmplat așa cu tine. Și când ai o supărare față de cineva, este despre faptul că tu consideri că este nedrept comportamentul celuilalt față de tine. Și mult mai simplu este să ierți sau să treci peste toate conflictele astea emoționale atunci când ai alături un specialist și cunoaște cum funcționează creierul și construcțiile mentale și te poate ajuta, da? Dacă poți sta, de exemplu, supărat pe o persoană 2 ani și încerci tu singur cumva să uiți, să refulezi, să le aranjezi în creierul tău ca cumva să poți interacționa cu acel om, în cazul în care apelezi la un specialist, această situație se poate rezolva într-o lună, două. Respectiv, pentru părinți, ca să fie iubiți până la adânci bătrâneți de copiii lor, trebuie să se autosesizeze despre comportamentul lor în trecut. Dar există niște limite peste care noi nu trebuie să trecem? Cu siguranță da. Da. Atunci când în interiorul tău simți că deja începi să te rănești pe tine, trebuie să te oprești. La Diana, de ce mai tare toate durerile astea au fost și noi am avut nevoie de terapie? Pentru că Diana a învățat într-un liceu creștin. Alipirea mea de biserică a fost foarte mult legată de nevoia asta de a fi înțeleasă. Undeva rușinea asta, ce să zic lumea, între noi s-a creat în genere o situație foarte tensionată. Eu în fiecare zi lucram, ea își punea un zi, ea se bloca, știți? Iată, eu vorbeam cu dânsa, eu de-a mână și strigam și o rugam și plângeam și fel de fel de asta ea. Ea pur și simplu își făcea un zid și ea se uita iată așa la mine, dar eu aveam senzația că ea s-a blocat. Ea nu mă aude, nu mă vede, nu nimic. Cele mai mari tensiuni au fost în clasa 12, cred că în a doilea semestru. Și am zis, uite, mama, eu o să plec. Pentru mine, eu vreau să fac asta, dar eu mă sufoc deja în toată presiunea asta. Mama a dat un pas înapoi instant. Când ele s-au căsătorit, eu tot timpul reproșul meu care era. Eu m-am gândit că am două fete și să am două prieteni, dar voi sunteți așa distanti, voi ce faceți, nimic nu-mi spuneți, eu nu știu nimic. Și atunci s-a început, dacă doi nas mai mari,
e altfel de caracter și niciodată n-a să-și spună și ea e un copil care ține nea și n-a să spună și tot timpul a să fie ok, dar nu a început să spună. Dar ce vrei să-ți spun eu ție acum? Când eu am avut nevoie de tine, tu ai fost cu soldații tăi. Acum eu nu mai am nevoie de tine. Eu deja am familie, eu am copiii mei, ce vrei să-ți spun ție? Am jucat. Da? Ce, de ce te-ai jucat? M-am jucat un joc. Un joc? Da. Tu doar ești mama care m-ai născut, dar deja nu e. Și aici s-a apărut, mai ales după asta eu m-am bolnavit, am avut relația cu dânsa foarte strașnică, plus operația mea pe coloana vertebrală, am avut o tumoare care puteam să nu mai ies din ea. Și chestia cu Diana, chestia cu sănătatea și am intrat într-o depresie profundă. Eu am început să vindec relația cu mama când am ajuns într-o zonă în care nu-i doresc nimănui să fie. De asta și vorbesc atât de aprig despre terapie și despre a avea curajul să sari înainte, să fie prea târziu sau prea grav. Eu făceam terapie atunci, mersesem cred că la vreo 3-5 ședințe și nu o să uit niciodată ședința la care deja era iunie, eu căutam apartament, mă mutasem și m-am dus la Ștefan și am spus că uite, eu nu pot accepta pe mama, adică ea pur și simplu, în loc să mă susțin acum și să mă întrebe, Diana, dar poți să te ajut copiii, în loc să spună că hei, ce este bine pentru fericirea ta, ce tu o să alegi, ea îmi accentuează ce eșec eu sunt, îi pasă mai mult de cum se simte ea și cum arată ea în comunitate decât dacă eu sunt bine și asta mi-a activat tot suferința pe care eu am avut-o și toate reproșurile și iată, atunci eu deja nu mai aveam efectiv ce pierde și eu am izbucnit și am spus absolut toată durerea care s-a adunat de-a lungul anilor, că tu niciodată nu m-ai susținut și că ți-i spasă numai de tine și că n-am putut niciodată să am o discuție transparent și că eu mă tem de tine și toate chestiile astea care pe ea, fiind în depresie și pe antidepresante, m-au doborât-o. Pentru că dacă să mă întorc doi pași înainte, mama niciodată n-a crezut că există depresie. Eu când auzeam că lumea zice că eu sunt în depresie sau uite ce e în depresie, eu credeam că depresie este o moft, un cuvânt la modă care cineva vrea să eschiveze de la multe lucruri, că e în depresie, nu ne închipeam. Termenul ăsta pentru mine era ceva disgustător. Până eu n-am intrat și eu foarte mult timp, nu am vrut să accept că eu sunt în depresie. Și cu Diana a ajuns la ce? Da. Pe mine mă gândeam și eu vedeam că e tot mai distantă, tot mai până la un moment deja noi nu mai avem nicio relație. Noi ca să vorbim, noi mai mult de 2 minute, dar nu, 2 minute era mult. Noi mai mult de câteva secunde, normal, noi nu putem grăie una cu alta. La noi deja se începeau reproșuri. Și eu, pentru că nu acceptam ajutor de nicăieri, nu acceptam eu să mă duc la un om străin. Pentru mine era așa, psiholog, eu mă duc la un om străin și povestesc viața mea. Dar dacă omul cel acui vai povestește, așa impresia la mine era, dar nu e așa. Într-adevăr este, pentru că sunt psihologi care te scot din, chiar și din cei mai mari depresii. Ea nu mă începea să plouă afară sau ea nu mă strezea dimineața și lua cafea și începea deodată a plânge. Adică și când începea să plângă, ea se blama, deci își spunea că deși tu nu poți să te iai în mâini, știi, că e ca și cum tu deja ești rănit și încă mai scobești în rana aia ta. Și m-am dus la un neurolog. Un neurolog nu este un tratament clar că care nu se bătea, pentru că aici trebuia psihiatru, dar eu nu vreau să accept că eu am nevoie de psihiatru, eu nu vreau să accept. Eu spuneam, eu nu sunt nebună și eu nu pot să mă duc la psihiatru. Diana a început, când mi s-a pus depresie profundă, de gradul nu știu care, eu am sunat-o pe Diana, măcar că relația noastră era rară, și ne-a zis, mama, eu nu pot stau să te ascult să plângi. Eu nu am timp pentru mofturile tale. Uite, vrei? Poți să-i plângi lui Doina. Dar eu avem nevoie, eu simțeam nevoie ca cuiva să mă jălui. Să fac în rolul de victimă, ca să mă jălească. Parcă eram un copil și el era mama mea. Așteptam cuiva să mă jălui, că nini rău, uite, că nini rău, uite, eu că... Și ce nu-i în stilul meu.
Și am zis așa, uite, mama, eu nu o să investesc în pastilele tale, da? Eu nu pot, eu nu vreau să susțin această industrie, deși eu știu că tu, chimic, ai nevoie de ele și te încurajez în continuare să le iei și să asculți ceea ce ți-a spus medicul ca să poți să depășești etapa asta. Dar ceea ce se întâmplă la tine în organism, tu nu sintetizezi acești hormoni ai fericirii și trebuie să te înveți să o faci. Asta înseamnă că trebuie să ceri ajutorul cuiva. Eu nu pot să te ajut, eu nu pot să te ascult, eu de fiecare dată sar cu soluții, eu te blamez, eu mă enervez. Și eu îți propun următoarea ofertă și am dat și timp limită. Mă angajez să-ți achit terapeutul, chiar dacă tu nu crezi că ei ajută, dar asta e tot ce eu pot să-ți ofer. Și tu să mergi săptămânal, tu să-ți achiți pastile și în timp o să vedem cum o să funcționează lucrurile. Și am început să fac terapie, cu toate că eu tot fix așa ca și depresia psihologă. Și poate să-mi dai un psiholog? Eu singura am studiat psihologia și poate să-mi dai un psiholog. Știți? Nu poate să-ți dai nimic. Și mă ducem la psiholog, am terapie două ori pe săptămână deodată. La un moment dat, și totodată facem medicamentos, la un moment dat doamna îmi spune, zice că nu știu ce tratament dumneavoastră duceți, dar starea, noi atâta terapie facem și ea e tot aceeași, încă îmi pare câteodată e mai rău. Și ea mi-a recomandat totuși un psihiatru. Întrând pe poarta Costiujaniu, eu am trecut o barieră, totodată închipuiți-vă asta, tot pentru mine a fost un pas foarte, foarte greu să-l fac, dar eu l-am făcut. Eu mă consider acum foarte curajoasă pentru că eu am trecut printre lucruri care niciodată nu era. Mă gândeam vreodată că eu am să le trec la orgoliu și mândria mea. Da, că mergem la cașa Sfânta Omului meu. Ia cașa. E purașcă, e nu știu ce și vieți până în cap și al lor. Iată aici, avem noi așa o mică gospodărie cu tot cu ploile astea, au făcut o lucruță din nenorocire, dar e că noi așa muncim. Eu m-am separat și aveam discuția aia la cuțite, ea după a avut sesiunea cu terapeut, așa m-a putut să-și scoată și am avut și eu cu terapeutul meu. Eu tot amânam una dintre tehnici pe care el mi-a zis că o să o facem și am zis că, uite, Ștefan, eu mai grav decât atât cu mama, nu cred că să ajung vreodată și tot ce am făcut eu până acum pe alte nivele nu a funcționat. Adică foarte rațional să-mi explic, ei au făcut tot ce au știut mai bine. Nu, pentru că eu oricum pe ea o blamez și eu oricum nu pot să o tolerez, deci nu pot să stau în prezența ei, mă irită și nu mă tem că o să moară într-o zi, să mi că mă gândeam la asta și o să regret că n-am putut să rezolv și știam istoria ale copiilor care nu au mai avut ocazia să le spună părinților, să le dea o ultimă îmbrățișare și nu vreau să ajung acolo. Și Ștefan a zis că ok, hai să încercăm. Dar eu eram absolut sigură că n-o să funcționeze, pentru că eu încercasem tot și nu era nimic ce mai putea să-mi mai spună Ștefan ca să lucreze acea ședință. Și el a luat în cabinet două scaune, le-a pus una lângă alta și el era așezat pe un scaun și a zis așa, uite, Diana, acum știu că e scaunul fierbinte din terapia Gestalt, tu o să te așezi pe acest scaun și tu o să fii Marina, da? Așa o cheamă pe mama ta. Și eu o să-ți pun niște întrebări și tu pur și simplu răspundem la ele. Și eu, în timp ce el mă întreba de, ei, dar uite, Diana mi-a spus că tu n-ai susținut-o niciodată și chiar ai obligat-o să fac o facultate. De ce ai făcut asta? Și în timp ce eu povesteam istoria familiei din care mama vine și că părinții ei erau foarte și foarte abuzivi și că bunica a murit când ea avea 13 ani și că ea a rămas sub da, să se îngrijească de fratele ei mai mic și că tatăl s-a recăsătorit și era alcoolic și a ajuns să fie pur și simplu omorât de a doua lui soție care nu mai putea de atâta violență și care a făcut pușcărie și la care mama la judecată a zis că dați-i pedeapsă minimă pentru că nu am nicio pretenție că femeia asta a fost snopită în bătăi. Și când eu povesteam din perspectiva ei, eu mi-am dat seama că mama nu doar că a făcut ce a putut mai bine, dar ea, mama mea e pur și simplu un erou.
Eu nu știu dacă eu cu realitatea în care ea s-a ofert, eu putem să fac ce-a făcut ea. Și eu am ieșit și mă gândeam că și eu am pretenții că ea mi-a dat două ori la fund și că ea putea să fie alcoolic, ea putea să căsătorească cu un bărbat care... Adică ea trebuia, după tot ce eu am auzit, tot cocktailul în care ea s-a ofert, asta era pașii care în mod normal ea trebuia să-i acceseze. Doamna Feldman, explicați-ne, vă rog frumos, ce înseamnă terapia Gestalt și cum funcționează ea. Terapia Gestalt este o formă terapeutică de scurtă durată, cu rezultate destul de bune, care funcționează pe elementul de construcție și deconstrucție a unor trăiri mentale și psihologice. Există dovezi că această tehnică funcționează? Acest domeniu terapeutic este recunoscut la nivel mondial. Este un domeniu terapeutic, luând în considerație că psihologia are mai multe tipuri de terapii, cum ar fi terapia psihanalitică, terapia cognitiv-comportamentalistă, terapia pe sistem de programare neurolingvistică. Și fiecare aceste domenii își are rolul și locul lui. Fiecare specialist care se formează într-un anumit domeniu nu este suficient doar să știi psihologie. Ca să fii terapeut, trebuie să fii specialist într-un anumit domeniu, respectiv să ai instrumentele necesare. Și terapia Gestalt oferă și de-a lungul anilor, da, cumva și-a întărit poziția, că oferă suficiente instrumente pentru a ajuta oamenii să-și rezolve trăirile, frustrările, anumite elemente de disfuncționare psihologică. Ce faci, mănânci? Ești cuplat? Da. Bravo. Mie mi-e așa de fomicel, eu n-am mâncat nimic astăzi decât un piersic. Ține, Marc. Ține. Extraordinar! Wow! Hai încet ușor. Atent, atent. Și într-adevăr, până ea nu a făcut terapie, eu am început să fac înainte ei. Dacă ea nu făcea, eu rămâneam doar cu terapia. Și ea rămâne doar cu obida. Pentru că eu am înțeles, dar eu oricum nu vreau să înțeleagă. La 51 de ani ai mei, când Diana a spus un toast așa, la un restaurant unde am făcut eu, că, da, eu îmi pare rău că n-am înțeles-o pe mama, că mama mi-a dat ce-o putut să-mi dea ea la ceea ce-a văzut ea, atunci am înțeles că relația noastră să fie bună. Și eu, de ziua ei, am simțit nevoia să o eliberez și să-i spun cu toată inima mea că, uite, mama, eu până acum, eu nu o să exagerez dacă o să spun că eu m-am prefăcut că eu te iubesc. Eu de fiecare dată când ți-am spus asta, niciodată n-am simțit asta. Dar să știi că eu nu mai cred așa. Și eu știu că nu știu, eu știu și simt că tu ai făcut tot ce ai putut mai bine și mai bine decât atât nici nu puteai și nici n-aveam nevoie de mai bine decât atât. Și eu chiar din suflet îți mulțumesc pentru asta și că ești cea mai bună mamă care eu puteam să o am. Încet masă, că eu am... Hai, Marc! Tu din vii? De la grădiniță, ce-ai pățit? Curge sânge. Dar ce-ai făcut? Ai rupt? Nu, m-am rupt. Wow! Dar lasă, băi! I am dead. Ah? You're dead? Yes. Let's go. Diana pleacă, da, pentru mine acum e foarte greu. Eu simt că e foarte greu, dar eu trebuie să trec perioada asta. Eu nu vreau să intru nici într-o gaură iară, pentru că niciodată ei nu au plecat și eu chiar dacă dezagrăiesc o dată în zi sau o dată la 2-3 zile, eu știam că ea este undeva pe aici. Și eu în orice moment pot să-mi văd nepoții. Și dispărțirea din nepoți a să fie foarte dureroasă, mai ales de ei sunt mai mari, strașnic, el e tare. Pentru că el când s-a născut, eu practic eram la pensie deja și noi avem o legătură aparte cu dânsul. Și el îmi zice într-o zi, știi că eu am să plec în Olanda și eu n-am să pot trăi acolo fără tine? Pune, tu știi, dar zic că eu am să vin. Dar cine nu o să ne facă mâncarea noastră preferată? Zic, eu am să vin la voi.
Unii, că unii sunt așa, zăm noi. Hai să vedem. Uite acolo, putem să așa. Aici? Na. De să ștergem. Stai că să arăt altceva. De să încep în bestie să ne trebuie. Ți-am ieșit? Tu nu erai aici. Nu, nu, eram în Italia, da. Da, da, ți-am minte. Ți-am minte când am luat, auzi, când am luat hainele astea și l-am luat până pe tata și sus când ne-am cumpărat haine și cât din 1 septembrie. Da, da, da. Da, 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 ți-am minte. El tot timpul când nu eram, ți-am minte tata avea obicei ăsta, când eram cu matare la cumpărături, tot timpul ne luai și aici nu ne plășe, dar ce era. Dacă era scutată, el va intra în voi. Da, tata ne luat. Că ești acum, la 31 august, la 31 mai ne-a luat, a fost mini, scurt, roză. Eu am udeam cu mama și înțeleg de ce era așa furioasă, dar tata era așa de bun. Tu mai râși. Că e ca de fust asta mini, spun. Da, știu. Ia uite, Diana, ți-ai minte? Noi evităm subiectul, da? Mhm. Ce plângi? Eu îți mai vin. Știu. Vezi, bine că eu mă duc uite, eu trebuie să mă duc 2 ani în urmă, când la noi relația era nu bună. Și eu țin minte că vreau să mă duc și să demonstrez ca să ții dor și a să regret toate dețele când erai ocupată și n-aveai timp. Cu ea să-mi fac eu zamă aici, strămăt prin tata. Da, ne-a să ne ții dor de zamă. Sau de altceva. Sau cum sună, Marc. Pune vreau borșoș. Da, da. Eu știu că asta sun și o să ne... O să facem borșoș pe Zoom. Și o să știu, gospodina, care tot timp ai vrut să știu. Ți chipui? Visul a fi realitate. Ei, ia că în asta nu mă pot convinge, chiar nu cred eu. Nu crezi că ești gospodină? Nu, că ești gospodină, da, tu și ești. Nu vine, cred că tu ai să faci borș roșu sau altceva. Mulțumesc. Rupt o bucată din mine acum, bună. Știi? Ne trecem peste. Tu poate mai ușor că ai alte vârste, alte viziuni, dar... Pentru mamă, eu vreau nu m-am gândit să le stea tot așa. Adică nu cum m-am gândit. M-a stăruit să arunc gândul ăsta, să-l evit. Și în discuții cu tata și tot. Uh-huh. Dar crede-mă că tata nu-i mai ok. Gândești că asta e să deschide o portiță către foarte, foarte multe oportunități. Oportunități care ai vrut cândva să ne dai și din cauza diferitor circumstanțe ai reușit cât ai reușit și acum noi, nu știu, te duci pe altă planetă, ai, adică continuitatea neamului vostru o să aibă alte, noi suntem cetățenii planetei. Oricum e greu de acceptat. Și că bine foarte, foarte tare să iubesc. Să știi, știu ce puteam iubită, mi-a dacă a fost mult. Curașii mei. Noi să ne vedem mai rar, dar noi oricum să ne vedem. Tu să mă suni seara bine și să vorbești cu mine pe Viber bine. Pe 100% eu n-as pot. Eu trebuie să mă deprind câte o leac tu nu ești. Da. Te iubesc. Bine, mamă. Scuze pentru tot, mamă. N-ai tu ce. Tu ești mândria mea. Se încheie înregistrarea la cursa 737 a companiei Fly One Chișinău Amsterdam la ghișeul numărul 17 18.